Aici este o întrebare care, cum să o duc eu la textul nostru, hai să o aduc și pe asta, să o convertesc. Întreabă de vopsirea părului la femei. Aici vă dau un singur sfat. Totul ține de mentalitate. Noi ar trebui să cultivăm ceea ce nu cultivă societatea. În societate, părul alb la femei e socotit un aspect negativ, inferior. Noi ar trebui să cultivăm ceea ce spune Scriptura, perii alb ca și cinste. Și când apare părul alb la soția ta, să apreciezi valoarea anilor, caracterul ei, frumusețea spirituală, apar și ridurile, apar și toate celelalte semne ale îmbătrânirii. Bun, părul vopsim, dar cu ridurile ce facem? Hai că le mai întind și pe asta, dar vocea răgușită, toate celelalte, ce facem? Deci e chestiune de mentalitate. Deci să cultivăm la nivel de familie noi ca soți, în relațiile de adunare. Hai să o spun și pe asta. În cer, părul alb e de valoare. Acolo toți ne-am vopsit cu alb. Și hainele sunt cu alb. Părul tatălui, al fiului, toți în haine albe. Deci, repet, e o chestiune de felul în care conceptualizăm. Observați, bărbații, mai se întâmplă acum, probabil se va iniția o așa zisă revoluție masculină și bărbații se vor vopsi, se vor pensa, se vor aranja, se vor mai feminiza. Dar în mod normal, pentru un bărbat, nicio problemă să fie cărunt. Pentru că e mentalitatea de așa natură, e socotit ceva obișnuit. Deci să ajutăm surorile noastre, că degeaba le spun eu, nu vă bopsiți, dar să vă rămâne mentalitatea aceea, uite, o bătrânit așa repede. Să ne putem corecta de la rădăcină o chestiune de mentalitate în a fi apreciat. Citeam într-un număr al revistei din Sămânța Adevărului, la o soră de vreo 40 de ani începuse să apară ridurile și a venit un comerciant ambulant cu ceva unguente, uite, zrevi și le-a cumpărat, erau orate. S-a părut că să arate bine în fața soțului și s-a dus la o adunare și acolo o femeie, o bătrânică, toată riduri pe față, cu un caracter nobil, le-a vorbit așa frumos. Și a zis, dar n-a contat deloc că e așa pe față, ci răzbătea o lumină peste ridurile ei și la întoarce spre casă, zice soțului, așa mi-aș dori când voi fi bătrână să am sininătatea femeii acesteia și caracterul ei. Și zice, lasă-mă să spun, uite ce m-a înșelat diavolul și mi-am cumpărat unguentele astea să arăt mai tânără. La care el zice, da, ți-am băgat eu de vină că ți-a apărut un rit pe frunte? Ce-i drept că nu, dar m-am gândit eu că poate o să privești tu. Deci tot e chestiune de mentalitate. Zice, fii liniștită, drag. Asta e trecerea vremii, asta este viața pe pământ. Dumnezeu să ne dea o gândire bună. Amin.